Mă bucur că a trecut referendumul, deoarece vrem să avem un viitor frumos pentru nepoții noștri, pentru copiii noștri, să trăiască într-o țară civilizată, într-o țară europeană, într-o țară unde oamenii sunt bine dispuși și cu speranță în viitor. Suntem bucuroși că în urma referendumului cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană am obținut mai multe voturi de da, cu toate că diferența dintre voturile pozitive și cele negative este una foarte mică. Noi cunoaștem că realizările mari se obțin cu pași mărunți. Știm cu toții că cele mai multe investiții se fac din partea partenerilor din țările membre ale Uniunii Europene. Astfel, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană presupune stabilitate și prosperitate. Mă bucur că cetățenii noștri au ales până la urmă să voteze pentru Uniunea Europeană și a trecut referendumul. Dacă cetățenii își doresc școli, instituții amenajate, dotate, un trai decent, cu siguranță vor alege integrarea în Uniunea Europeană. Ne bucurăm enorm de mult că acest lucru s-a întâmplat, s-a reușit și că în scurt timp localitățile din Republica Moldova vor putea să beneficieze de mai multe fonduri de preaderare și fonduri de vecinătate. Este firesc ca într-o societate democratică să avem viziuni împărțite cu referire la un anumit proces. Uniunea Europeană investește foarte mult în Republica Moldova, iar odată fiind membri a comunității europene, avem și noi anumite standarde pe care trebuie să le împlinim. În opinia mea, referendumul desfășurat în țara noastră a demonstrat că o bună parte a poporului nostru are conștiință de sine trează. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru acest pas important făcut, pentru că visul nostru este de a trăi mai bine la noi acasă. Visul nostru este să ne vedem copiii fericiți, iar lucrul acesta nu se poate întâmpla decât în marea familie europeană.